Salut! Noi suntem Cocolic și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod care v-a plăcut vouă foarte, foarte tare, așa că ați mai cerut și partea a doua în care trebuie să găsim emoji-ul. Da, deci mă pricepeam foarte bine. Să știți că unele le-ați găsit și voi, le-ați nimerit și voi unele, dar uite, Cristina, avem 28%, deci 56% din 200. Ia uitați, aici, vedeți, mai avem multă muncă până la final, așa că vreau și în episodul de astăzi să scrieți și voi, odată cu noi, răspunsul corect, dacă îl știți, și să ne ziceți, înaintea voastră am rezolvat... Și înainte să începem jocul, haideți să apăsați butonul de Cocolike dacă vreți să facem și partea a treia, pentru că după cum vedeți este aici mult de muncă. Aici avem aici o steluță și un peștișor. Tu ce crezi că este? Că eu deja știu. Starfish. Și eu la fel. Așa se zice în engleză la stea de mare. Starfish. Ia uite-te. Ok. Ok. Asta o știu. Ia zi tu. Explică-le. Explică tu. Deci porumb cu câine. Da. Este porumb pe câine. Nu, este corn dog, ce au un fel de crembuș în... Într-un aluat, așa, știți? Pe, și prăjit. Pe băț. Da. Corn dog. Nu-i hot dog, e corn dog. Uh-huh. Ok. Și aici ce crezi că este, Felix? Asta e puțin mai dificilă. O știu. Un bebeluș cu o femeie care vorbește, crybaby. Nu cred că e asta. Nu cred că e crybaby. Nu? Ceva cu boss baby, poate. Nu știu. Baby boss. Ia să vedem. Nu este Baby Boss. E Boss Baby. Poate nici, Boss Baby, nu cred. Nici Boss Baby. Ia să vedem. Și nu este nici asta. Deci ce credeți că este? Baby Scream? Nu? Ce o fi oare? Asta ți-am zis că deci, e joc greu. Deci am ajuns la chestiile mai dificile. Acum am nevoie de ajutorul abonaților, oameni buni. Deci aici... Trebuie să fie ceva cu baby, da? Da, baby. Așa, și următoarea chestie care îi... Avem aici hinturi. Desculpa. Oh, dar mai avem doar un... Avem abia un minut până da, la următorul... Da, la un minut îți dă un hint, nu e așa cu hinturile. Da, hai să văd puțin aici la shop ce am putea să-mi cumpăr. Așa face fiecare Roblox, v-am zis eu. Păi m-am învățat de la tine că tu te duci tot timpul... Uite, double hints. Și cât costă? Ia să vedem, cât costă? 120 de Robux. Nu știu. 120 chiar de Robux. Bun. Stai să mă gândesc ce fac. Deci vreau să-mi ziceți în comentarii dacă aveți vreo idee. Tu, Felix, la tine ți apare ceva vreun hint? Acum mă gândesc. Nu apare. Uite, 3 secunde să apară o literă. A, o uite, literă. Deci 2, 4, 6, 8, din 8 este. A, deci aici e ca un fel de spânzurătoare, acum era jocul ăla, știți? Cry baby, was baby. Ceva cu baby trebuie să înceapă. Baby talk. Baby talk? Da. Ia, uite și tu cum mers. Ok. Acum vorbește Carolina și tu nu știi. Home run. Ia uite și tu. Dar explică-le ce înseamnă. Păi zuha, acasă și pe cineva care aleargă. Trebuie să le explici, Cristina, nu mai e rev de să bucure că a reușit. Explică-le. Bun, aici avem un bebeluș și un duș. Da. Deci baby și cu shower. Și știți că atunci când înainte să naști, se face un baby shower. Știți? Adică? Un fel de petrecere. În care se întâlnesc oameni și îți aduc chestii faine pentru bebe, hăinuțe, scutecele și alte chestii. Aici avem un televizor și o steluță și răspunsul este TV Star, adică cineva care e celebru, faimos. La televizor. La televizor, exact. Că unii la televizor, alții la film. La cinema? Bun, avem aici paper. Uh-huh. De la ziar. Da. Și un băiat, paper boy, cred paper că. Paper boy, care duce ziarele. Paper boy. Și în America există copii care se angajează pentru vară sau așa și aruncă pur și simplu ziarele pe la porțile oamenilor. Da, da, da. Știți? Și se cheamă paper boy. Aici avem Ice, din câte ținem minte, nu Snow. Ice Angel. Explică-le. Stai să văd dacă merge. Explică, după aceea dispare asta. Nu. Snow Angel. Dar explică-le. Acum să văd dacă a mers. Păi nu poți să le explici că nu mai imagi. Ba da, știți atunci când este iarna și te pui așa pe spate, pe zăpadă și dai din mâini și din picioare și lași o amprentă pe zăpadă? Înger se cheamă zăpadă. Snow Angel. Așa, și aici avem un cucurigu. O găină. O găină. Nu cucurigu, e găină. E găină. Și o supă, cred că. Da. Sau cafea acesta, sau ceai. Ce-o fi aici? Ia să vedem. Chicken soup. Chicken soup, da, for the soul, supă de găină, pui. De găină bătrână. Chiar, deci dacă mâncați supă, să mâncați măcar de găină bătrână. Stai că n-am scris bine. Cum scrie chicken? Cuică capenă. Așa. Soup. Așa, am greșit o literă. Cât e ceas acolo? Este dinner time. Nu. Cât e ceasul aici? Uh-huh. Două, fix.
E prânzul? Lunch, nu. Dinner, nu. Breakfast? Nu. Este din 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brunch. Brunch? Nu cred. Din 7 litere. Ceva cu... Ceva cu time. Ceva cu, cu time? Păi de ce se cu time? Da. Nu, nu crezi că e cu time. Ce răspuns credeți că trebuie să dăm aici? Din ce în ce mai grele, deci n-ai să știi. Lunch? Nu, nu este cu lunch, nu? Nu. Ok. Cu breakfast? Nu. Ceva cu time. Dinner time. Ia scriu dinner time. Ăsta a fost instinctul meu. Nu cu doi de nă. Nu, sigur nu e cu doi de nă, dinner. Vezi? Deci instinctul meu a fost foarte bun, nu știu de ce nu mi l-am pus. Ca să... Să fie un cântec trist? Ia să vedem, ce? Sad song? Da, Coldplay. A mers, sad song. Ok. Sunt la persoane care ascultă, te tristezi și nu da, știu Coldplay de ce... Da, Coldplay nu-i trist, Lana Del Rey e tristă. Ce ascultam eu înainte. Ia uite, avem aici o mașinuță și avem o piscină, vedeți? Carpool. Cum este carpool karaoke? Ce facă ea în, pe YouTube? Stai să vedem. Așa. Bă, dar Cristina se crede șmecheră. Aici este o cheie și cu note muzicale. Key. Note. Note. Și ce? Notă muzicală. Așa, așa. Yay, keynote, așa se zice la notă muzicală. Aici avem un blowgun. Stai să văd dacă merge. Nu merge, frate. Airgun. Airgun? Yay! A fost aproape, că până la urmă tot acestea. Ah, oh, știu ce asta, știu ce asta. Batman. Liliac și cu bărbat. Ah, am vrut să zic vampir. Serios? Da. Păi nu? Nu. Aici, Blackbird. Stai să vedem. A mers. Ok, stați că trebuie să mă răsplătesc cu niște apă. Nu știu pe unde ești, ce pe Cristina așa repede să le ghicească în Music Challenge așa de repede. N-am apucat abonații să zică nimic. Haideți concurs, cine zice mai repede. Aici cred că este stopwatch, cronometru. Avem semnul de stop și un ceas care se cheamă watch și la cronometru se zice stopwatch. Uh-huh. Și a mers, fraților, a mers. Aici, birthday song. Nu, birthday song? Uh-huh. Ia să vedem. A mers! Bă, le are cu ghicit acum Cristina. A mers! Moonlight. Da, explică-le! Avem luna și un beculeț care poate să fie ca și lumină, nu neapărat bec. Și lumina de la lună. Și lumina lunii, da, moonlight se zice. Moonlight. Așa, superb. Așa. Aici avem... O biserică și un clonțopel. Da. Church bell? Ia să vedem. Sunet de biserică. Așa, un clonțopel de biserică. Da. Avem aici ski și aici ochelari de soare. Ceva cu ski. Parcă am mai avut și data trecută ceva de genul asemănător. Și era ski cu un I, nu cu Y. Uh-huh. Ski glasses. Ski glasses? Nu cred. Da. Ba da, a mers. Ochelari pentru schiuri, ai ochelari diferiți. Aici gamerul ar trebui să știe. Când pui pauză la joc. Și cum se cheamă? Pauză. Deci, nu, stai, nu, cu consolă și cu ceas. A, la consolă cum se mai zice? Pad, nu? Sau cum? Gaming pad sau cum? Da, time pad, nu știu, trebuie să zică. Nu, game time? Nu cred. Da. Game time. Mamă, ce tare-s. Cristina sănută de la căldură. Că frig nu-i. Deci aici avem un circ și un clown. Circ clown? Da, nu cred că e așa. Ba da. Circus clown. Clown de circ. N-aș știu că există și altfel de clown. Cred că toți clownii sunt de circ. A mers, circus. Și eu am crezut că toți clownii sunt de circ. Dar mai sunt unii care fac baloane. Deci aici avem gheață sau zăpadă, cum zic ăștia, și minge. Ice ball, nu? Care vor să fie, de fapt, un... un bulgăre de zăpadă. Nu. Trebuie din snowball. Da.
Bulgare de zăpadă! Vei dor și voi de zăpadă? Nu. Nu, eu vreau să merg la piscină. Nu-mi place frigul, sincer să fiu. Aici avem niște scule și o cutie. Schoolbox. Nu, toolbox. Uite, bă, astea sunt mai importante decât ce faceți voi la școală. Gândiți-vă și voi că aici învățați. Hai să vedem aici, vă zic răspunsul sau l-ați... Deci repede, cine îl știe? Starlight. Explică-i. 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 Deci, după cum ați văzut, nu punem back, punem light când vine. Și lumină de steluță. Lumină de la stele. Da, explică când strălucesc stelele. Fără scriu asta. Ciocolată. Ciocolată cu lapte. Milk chocolate. Da, chocolate milk. Ciocolată și lapte. Și după aceea tu zici ciocolată cu lapte, știi? Așa, ciocolată cu lapte. Avem foc și o cutiuță dintre aia de la poștă, cutiuță poștală, care poate să fie doar box. Eu Firefox. Firefox. E browserul. Nu. Firebox. Ia să vedem. Nu. Nu merge. Firebox chiar nu merge. Fire inbox. E 7. Din 7 litere. Da. Și a treia literă e T. Mi-a dat un hint. A treia literă? Da, e T. Hotbox. Hot, ceva cu hot. Hotmail. Hotmail, ia. Yay! Ce e Hotmail, de fapt? Când primești ceva urgent. Ah, ok. Aici avem un thunder, un tunet. Un tunet, da. Și... O furtună. Și cu... Cum zici? Storm. Thunderstorm. Da. Furtumă cu tunet. Cu tunete. Bun. Avem un iepuraș. Mhm. Și un ou. Rabbit egg. Easter egg. Easter egg. De Paște, nu? Da, ouă de Paște. Da. Super tare. Care-i semnul ăsta așa când explodează ceva? Boom sau ceva. Da. Și cu steluță, boom star. Nu știu ce ar trebui să fie. E din 7. Și noi avem aici așa... Fire war? Fire star? Nu, fire star? Nu cred că e fire star. Ce credeți că ar trebui să fie? Nu știu. Aici suntem... Suntem puțin blocați aici. Poți să faci rost de un hint, ceva? Eu o să cumpăr, tu nu cumperi niciodată nimic. $5 costă, 5 euro box costă. O literă. O literă? Începe cu P? Da. Deci începe cu P, ce e asta? Pau star, nu. Începe cu P. Ce-i postar? Nu știu. P, par star. Ce, dar ce-i semnul ăsta? Pleosc. Pleosc star, pleosc. Nu? Începe cu P. Pleosc, pleosc. Băi, care-i faza? Avem nevoie de ajutorul vostru. Doamne, cum se numește semnul ăsta? Deci uite ce am aici. P, spațiu, deci, P, spațiu. Deci P, spațiu, P, spațiu. Popstar. Da. Ați văzut? De la semnul a explodat, pop. Da. Așa. Avem aici o steluță și niște bani cu aripi care zboară. Star money. Star money? Zic și eu. Nu merge. 2, 4, 6, 8, 9. Din 9! Clar este că începe cu star. Da? Da. Și următorul la banii ăștia care zboară. Cum? Cum se cheamă banii care zboară? Mâna, da? Știi cineva cum se cheamă banii care zboară? Bă, n-am nicio idee. Poate că am eu să mai cumperi vreun indiciu ceva între tot timp. Tot am cumpărat. Poate mai cumperi. Pentru că avem nevoie. Dar vreau să ne punem puțin mintea la contribuția, oameni buni. Ce credeți voi că ar fi aici, ha? Aveți vreo idee? Deci star money, star bail. Starbucks! Ce isteață sunt! Da, dar n-am înțeles... Știți, la dolar se mai zice bucks. Dar n-am înțeles de ce au pus cu aripi, știi? Ca să te ducă puțin în eroare. Da. Și Starbucks aia, de unde se vinde cafea. Mm-hmm. Ok, avem aici un autobuz. Am văzut așa o dată, nu mi-a plăcut. Bus stop, stație de autobuz. Uite, bus stop. Yay! Aici avem un bebeluș și niște pași, baby steps. Pași mici de bebeluș.
Am reușit! 7-Up! Știți sucul? 7, 7 și sus, săgeata în sus, 7-Up. Băi. Știți sucul ăla pe care nu-l bem? 7-Up. Pisicuță și cu o femeie. Cat lady. Sunt femeile alea care au foarte multe pisici. Știm și-o pe cineva. Cat lady. Așa. Mamă că merge, trebuie să meargă. Dar de ce nu merge? Catwoman. Așa. Catwoman, femeia pisicii. Femeia pisică, supereroina aia. Hot chocolate. Ia să vedem, merge? Dar explică-le! Păi, ciocolată fierbinte. Avea aici focul și ciocolată. Aș vrea și o ciocolată fierbinte. Așa. Avem aici o... Îmi facem după video. Niște apă și un pistol. Water. Bun. Și pistolul este gun. Să vedem water gun. Voi aveți pistoale dintre astea cu apă cuculișilor să vă jucați vara. Avem aici biserică. Wedding ring. Wedding ring. Ia să vedem dacă merge. Wedding ring, da. A mers. Bă, dar chiar ești tare. Aici avem o familie și un aparat foto. Family portrait, ia să vedem. Nu cred. Family picture. Pictură de poză de familie. Mhm. Vrem să mai facem și noi. Aici avem o ușiță, se numește Dor și clonțopelul ăsta este Bell și la sunerie se zice Doorbell. Ia să vedem. Vă place foarte mult challenge-ul ăsta? Da, și mie îmi place. Ok. Ciocanel și cu timp. Knock time? Ia să vedem. Knock time? Nu știu cum scriem aici. Ai vreo idee, Hammer Felix? Hammer time, nu știu. Cred că ceva de knock. Sau nu știu. Să ciocănești. De ce să ciocănești? Dar și hammer time? Nu știu. Aveți vreo idee? N-am nicio idee. Avem nevoie de ajutorul vostru. După cum vedeți, suntem iarăși la un impas. Hai să ne adunăm cu toții mințile. Poate merge Felix Hammer Time. Merge? Da. Și care e faza cu Hammer Time? O fi o expresie din asta. A mers. Timpul să ciocănim. Da. Au și românii. Când vrei să dormi la amiază, se trezește vreun vecin. World Peace. Pământ World Peace. Și semnul de pace. Da, pace pe pământ. Uh-huh. Stai că am uitat să punem aici un D. World Peace, pacea pe lume. Avem o lună. Da. Și un pește. Moonfish. Da, peștele lună. Wow, n-am mai auzit de el. Ok. Aici, care credeți voi că este răspunsul? Deci, nu-i cumva ziua îndrăgostiților. Ba, da, Valentine's Day. Sau nu. Valentines. Nu, cred că e wedding date. Da? Da. Day. Nunta. Date. Day. Wedding day. Ai scris day? Da. Și am scris date și da? M-a mers. I-a zis ziua anunții. Uh-huh. Pe 17, dacă punea 19, august era ziua noastră de căsătorie. Era super tare, nu? Era. Hai să vedem, cred că aici o să fie ski pants, pantaloni de ski. Ia uh-huh. Să vedem. A mers. Ok. Super tare. Cireșele și cu roșu. Cherry red. Nu? Deci ești cireșe cu roșu. Cireșe roșie, nu? Da, cherry red. Asta merge. Ok. Ok. Aici e o familie fericită. Happy family. Hai să vedem dacă merge. Family cu doi de mână. Yee, a mers! Bă! Avem aici un mieluț. Și cu copănelul, lamb steak? Nu. Nu. Cum zici la copănelul ăsta? Lamb chop, nu știu cum scrie, lamb chop. Chop? Da, lamb chop. Uh-huh. Lamb chop, da. Așa. Aici avem soarele, sun, și cu băița bat. Și când te bate soarele, se zice sun bat. Gen, te-a scăldat razele soarelui. Deci, ploaie cu copil, ce-ți dă? Rain Man. Nu merge. Asta nu e copil, este man. Cum? Are mustață? Sau e copil? Rain Boy. Era mustață, era fată. Nu merge. Cred că e Water Boy, dar nu înțeleg ce... Waterman! Nu. Cum îl cheam pe ăla?
Waterboy merge. Merge Waterboy? Cine vrei să pui? S-a zis eu că e băiat, nu e bărbat. Deci Statuia Libertății cu New. Ok. Care credeți că este? Unde e Statuia Libertății? În New York, frate. Mm-hmm. Bravo! Ok, mai facem două. Și după aceea gata, că deja am la jumătate. Candy corn! Da, explică-i, bomboane. Bomboană și cu porumb, corn. Vreau să știu câte răspunsuri corecte ați dat și voi, bine? Aici tomato soup, supă de roșii, cred că, nu? Da. Să vedem. Soup. Deci ziceți-ne câte răsponsuri ați deci, dat. Deci ne oprim aici, că asta e ultima, da? Asta e ultima, bine. Cred că este suferind din dragoste. Love sick, ia să vedem. A mers! Hai că mai facem și alt video, că... Bun, vreau să ziceți în comentarii răspunsul pentru, uite, pentru următorul nivel. Dacă vreți să-mi facem și partea următoare, scrieți-ne în comentarii răspunsul ăsta, da? Ia uite, avem aici un bec și o imagine cu un oraș. Cum se pricepe Cristina așa de bine la jocul, mai bine decât mine. Dar ăsta e greu, am nevoie de răspunsurile voastre, așa că scrieți-ne în comentarii, bine? Cocolai. Apăsați și butonul de cocolai pentru că ne-am descurcat foarte, foarte bine și ne vedem data viitoare. Pa! Pa, pa.